Să fi fost întâmplare? 25.000 de morți? Să fie altceva decât întâmplare? De foarte multă vreme, Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează în legătură cu faptul că, cu cât timpul va trece, natura va ajunge la limitele suportabilității ei. Și că vor fi cu tremure de pământ, molime, ciumi. Și de multă vreme cuvântul scrie și de multă vreme noi vorbim în legătură cu lucrul acesta în așa fel încât aproape că am, am fost numiți sau identificați ca fiind Oameni care așteaptă să se întâmple cele rele. E drept? Și pentru că am fost identificați așa, a început să ne fie rușine. Pentru că noi nu vrem să fim identificați ca fiind oameni care vorbesc despre cele rele, ci vrem să fim înțeleși ca fiind oameni care aduc vestea cea bună a Evangheliei lui Isus Hristos. Și pentru că ne-a fost rușine am zis că s-ar putea să nu înțelegem bine lucrurile și în ultima vreme am început să nu mai spunem prea multe despre ceea ce Scriptura spune că va fi în timpul din urmă. Bun. Și când noi am început să tăcem, zic eu, strategic, pentru ca să nu fim identificați ca alarmiști, Dintr-o dată, noi am tăcut și spuneți ce se întâmplă. Și au început să apară din alte părți oameni și voci care susțin foarte direct și foarte puternic faptul că ne aflăm într-o vreme, cel puțin cum n a mai fost. Nu vreau să definesc, să etichetez vremea noastră. Deocamdată. Nu vreau să o etichetez. Nu vreau să spun că trăim ultimele zile, ultimii ani, nu vreau să spun lucrul acesta. Când ne aflăm în zona sfârșitului este adevărat. Dar zona aceasta a sfârșitului și are și ea dimensiunile ei. În momentul acesta este cert că Dumnezeu adună istoria, adună istoria spre finalul ei. Cât timp va dura până când Dumnezeu va reuși să realizeze gestul acesta de finalizare a tuturor problemelor care nu sunt terminate, dar care se grăbesc spre terminarea sau spre finalizarea lor? Cât timp va lua? Nu este treaba mea să vorbesc. Dar aș vrea totuși să îmi pun întrebarea asta mie și dumneavoastră și poate că tuturor celor ce ne urmăresc. Dar credeți că ar trebui să știm cam despre ce fel de vreme e vorba? Credeți că ar trebui să fim clari în legătură cu vremea pe care o trăim? Citesc. Citesc. Spre exemplu. Man manuscript Releases, volumul 3, pagina 315. 15. Prin inundații, incendii, cu tremure, prin furia marelui adânc, prin dezastre pe mare și pe uscat, se dă avertizmentul că Duhul lui Dumnezeu nu va rămâne apururea în om. E important? Vă rog să observați. Nu se spune... Uh, Va veni sfârșitul peste trei zile. Nu se spune altfel, dar cel puțin gândul ăsta e important. Adică suntem avertizați că, Duhului, că Duhul Sfânt se retrage și că nu va rămâne pururea în om. Ce înseamnă retragerea Duhului Sfânt? Care sunt implicațiile? Omul este făcut să acționeze normal sub o influență benefică, mângâietoare și, uh, aș spune, uh, aducătoare de normalitate. Și influența aceasta se numește Duhul Sfânt. Și nu mă refer la o influență impersonală, ci mă refer la mângâietorul pe care îl trimite Tatăl. Și când mângâietorul vine lângă tine, vine lângă mine și ia viața mea și în ciuda tuturor problemelor o mângâie, eu pot să funcționez normal. Eu pot să trec prin greutăți, eu pot să trec prin probleme pentru că am lângă mine mângâierea pe care Dumnezeu a vrut să mi-o ofere. Fac trimitere din nou la acel lucru pe care îl mai aminteam aici, așa anume experimentul mielului bătut. Vă amintiți? Un miel este lăsat să flămânzească. La un moment dat este pusă în față o tavă umedă. El se duce cu gurița să pască. În momentul în care pune boticul pe iarba udă, iarba udă era conectată la curent de jos voltaj. Și când pune gura pe el, simte că îl pe două palme simte curentul care îl lovește și se duce înapoi și nu îi pla place, vine înapoi, e foame, ar mânca, pune din nou gurița, din nou se întâmplă același lucru, behăie, se duce, este mielul bătut. Și este lăsat mai departe, că mielul nu mănâncă și este lăsat și foamea este din ce în ce mai puternică și după o vreme se întoarce din nou, a uitat, se întoarce din nou, pune gura, se întâmplă același lucru. Și Mielul stă lângă ieslea cu o tavă și nu reușește să mănânce. Și stă așa, stă o zi, două și la un moment dat îi se dă drumul la oaia mamă în spațiul respectiv. Mielul aleargă la ea, oaia vine lângă el și se duc amândoi la la iarbă, la o tavă. Același curent, aceeași senzație. Mielul începe și reușește să mănânce. Înțelegeți, când mângâietorul este lângă tine, viața nu înseamnă că nu mai are probleme. Viața nu înseamnă că nu îți creează dificultăți. Dar când mângâietorul este lângă tine, reușești să Treci peste dificultățile acestea. Când mângăietorul ți este luat, spuneți-mi ce se întâmplă. Repet citatul, îl mai zic o dată. Prin cutremure, prin furia mare lui adânc, prin dezastre pe mare și pe uscat, se dă un avertizment că Duhului Dumnezeu nu va rămânea pururea în om. Cu alte cuvinte, mângăietorul, cu alte cuvinte, nu va rămânea. Este o chemare a lui Dumnezeu pentru a profita cât poți de mult pentru sau de vremea mângâierii. Fii atent, mai este mângâierea azi. Profită! Mai este astăzi sanctuarul deschis. Intră! Mai este astăzi o chemare la pocăință. Pocăiește-te! Mai este astăzi Iisus Hristos care stă cu mâinile spre tine. Ia-l de mână! cât de adesea auzim de cutremure, uragane, distrugeri prin foc, inundații, de mari pierdere vieții omenești și bunuri materiale. Aparent acestea sunt dezastre și dezlănțuiri capricioase ale puterilor naturii de dezorganizate și haotice, cu totul în afara controlului omenesc. Dar în ele se poate citi totdeauna intenția lui Dumnezeu. Ele fac parte din mijloacele prin care Domnul caută să-i trezească pe oameni pentru a-i face să conștientizeze pericolul care îi așteaptă. Cu alte cuvinte, cineva doarme, e așa? -i? așa -i? Cineva doarme. Cineva crede că este bine, așa? Cineva s-a obișnuit cu starea de lucruri actuală și, dintr-o dată, starea de lucruri actuală se revoltă și... Starea de lucruri actuală cuprinde aceste stări de dezorganizare și de surpriză a naturii cu tremure violente. Repet, 25.000 de oameni victime. Să se trezească. Există pilda celor 10 fecioare care spune că pe când mierele mirele întârzia, Fecioarele au adormit. Și la mijlocul nopții, cândva, s-a auzit un strigăt care le-a trezit. Iată mirele ieșiți în întâmpinare. Ce rol a avut strigătul? Iată mirele să le trezească. Ce rol au cu tremurile? Să ne trezească. Fac oare toate acestea fac parte din acel strigăt treziți-vă? Fac parte, nu fac parte. Am citit din Profet și Regi, pagina 277. Lumea nu este fără conducător. Programul evenimentelor viitoare este în mâinile Domnului. Maestatea cerului are în grija sa atât destinul națiunilor cât și relațiile cu biserica sa. Mă opresc aici, frații mei, cu acest gând. Dacă trăim vremuri cum n-au mai fost, Va avea Dumnezeu și oameni cum n-au mai fost? Aseară am început să ne oprim analizând caracterul profetului Daniel și spuneam, l-am ales pe Daniel ca analiza noastră datorită faptului că Daniel este profetul care este pus pentru prima dată în lumina reflectoarelor internaționale. Pentru prima dată Daniel stă pe platforma aceea a popoarelor păgâne. Daniel nu este profetul care să lucreze și să vorbească în teritoriul, eu știu, ocrotit al poporului Israel. El este scos și pus. Pe scena babiloniană. Popoarele lumii de atunci, înțelepții lumii, filozofia lumii, toată, toate acestea erau centrate spre acea scenă de unde se poruncea și se vorbea lumii întregi. Și pe scena de unde se vorbea lumii întregi, a apărut pentru prima dată, spre surpriza tuturor, un evreu și un evreu religios. El n-a venit pe scena lumii pentru a prezenta filozofia ebraică. Nici politica ebraică, nici economia ebraică, toate erau extraordinare. Evreii erau recunoscuți și în politică, erau recunoscuți și în economie. Erau oameni care de atunci aveau resurse financiare importante dar astea nu contează Daniel vine pe scenă în fața lumii întregi datorită religiei lui și el vine cu religia lui în fața lumii Se vorbește puțin despre noi Nu știu dacă reușiți deja să faceți analogiile pas cu pas Poporul lui Dumnezeu care Până la urmă are de toate. Are și înțelepciune. Are și experiență, are și este cap și nu coadă, tot ceea ce doriți dumneavoastră. Dar vreau să vă întreb cum va fi când poporul lui Dumnezeu va veni în fața lumii întregi cu credința lui. Cu credința lui. Cu ceea ce i-a dat Dumnezeu ca comoară. Din cauza asta l-am ales pe Daniel și cu bunăvoința dumneavoastră aș vrea să mai rămânem puțin asupra lui. Aseară am vorbit despre caracterul lui Daniel. Un om care este definit ca având un duh înalt. Mi-a plăcut și rămâne, cred că pentru tot restul vieții mele, ca această această expresie să fie o provocare pentru mine. Ce înseamnă un om cu un duh înalt? Este extraordinar. Dar în minutele care urmează acum, aș fi vrut să vă conduc la momentul, zic eu, extrem de dramatic, cu puțin timp în urmă. Deci, Daniel, capitolul 6, pe care l-am studiat aseară, este vorba de cel din tâi an al lui Dariu, când Dariu devine împărat. Iar aici, capitolul 5, vorbește despre ultima noapte a lui Belșațar. Deci, trecerea împărăției de la Babilon la Medopersia se întâmplă între aceste două capitole. Capitolul 5 și capitolul 6. Vă invit la capitolul 5. Um, Capitolul 5 începe cu momentul de nebunire a lumii. O lume nebună. Zice aici, în timp ce Babilonul era înconjurat de medopersani, Părății asta cu porți de aramă invincibilă și așa mai departe, dă un ospăț celor o mie de mai mari. O mie înseamnă administrația de vârf a orașului Babilon. O mie. Erau prinși, nu se putea ieși, nu se putea intra. Asediul începuse, iar ei se ocupă cu ospățul, cu sărbătoarea. Strategia este simplă. A arăta că nu ne pasă. Trăim într-o vreme și trăim într-o lume și noi astăzi care arată din ce în ce mai mult că nu ne pasă. Vorbim despre, vorbim despre belșug, vorbim despre o zonă de bine economic, social, politic, deși semnele lumii noastre arată că nu, nu, e chiar așa. Lumea dă semne de oboseală, eu știu, dă semne de faptul că relațiile noastre și realitatea economică a lumii noastre nu este, chiar, nu, nu este chiar așa de strălucită pe cum o pretindem noi. Cu toate acestea, ne străduim din răsputeri să arătăm că nu ne pasă. Pe fondul acestei nepăsări, în cheful vinului, Belșațar a poruncit să se aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său, Nebucadnețar, din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul mai marilui, nevestelului și țiitoarele lui. Întotdeauna când am citit versetul acesta, în mintea mea s-a născut o întrebare de care nu scap și vreau să vă pun și dumneavoastră, am mai pus-o și altă dată, nu e nimic nou. Dar o mai pun o dată. De ce faci asta, Belșațar? Ce treabă ai tu cu Ierusalimul? De ce în toiul vinului, vinul se presupune că îți cam șterge tabla minții? Îngrijorările se cam duc. În momentul acela nu-ți mai pasă de nimic. de ce în toiul vinului, când toate celelalte îngrijorări și toate celelalte gânduri s-au dus, un gând nu ți iese din minte. Care e gândul ăsta care nu ți iese din minte? Ierusalimul. Nu ți iese din minte Ierusalimul. De ce, de ce te preocupă atât de mult Ierusalimul, -ă, Belșațar? Știți, Ierusalimul era deja distrus. Ierusalimul nu mai reprezenta o problemă politică. Dacă nu mai există o problemă politică, atunci ce te frământă belșațar? care e problema? Ce ai cu Dumnezeu? Ce ai cu Dumnezeu? Nu poți să trăiești liniștit. Măcar atât. Nu-L mai înjura. Măcar atât. Nu te mai lua de piept cu El. Ce ai cu Dumnezeu? Este, este problema de înnebunire a lumii de atunci. Problema care are repercursiunea sau, dacă vreți, are corespondentul ei în lumea noastră de astăzi. Da, mă întorc în istorie. Care e problema ta? Știți care era problema lui? Că Ieremia spusese că după 70 de ani de robie babiloniană, poporul lui Dumnezeu va Ieșire din robie. Punctul 1. Punctul numărul 2. Problema lui era că tatăl lui Nebucadnețar primise un vis în care îi se spusese de către Dumnezeu că domnia lui nu va fi fără de sfârșit, ci că el este doar capul de aur după care va fi înlocuit de segmentul politic medopersan. Și acum medopersii erau la porți. Acum, marea bătălie era între aceasta. Are Dumnezeu dreptate sau nu? Și el, ca împărat al Babilonului, spune Dumnezeu nu are dreptate, Babilonul va rămâne stabil până la capăt. Asta era marea bătălie. Nici vinul n-a reușit să o dea la o parte, să o șteargă. Era bătălia lui interioară mereu și mereu. Cine va câștiga? Sunt la un pas de deznodământ. Um, o altă problemă care stătea în mintea lui a fost faptul că undeva spre sfârșitul vieții bunicul său, Nabucodonosor, Nabucodonosor își pierduse scaunul de domnie pentru șapte ani de zile datorită unei boli ciudate care l-a ajuns și care boală venise din mâna lui Dumnezeu ca judecată a sau împotriva mândriei sale, ajunsese să fie extrem de arogant. Ajunsese să reprezinte chiar aroganța Babilonului 100%. Și Dumnezeu îi spune, datorită faptului că tu ai avut lumină din partea mea, datorită faptului că eu am lucrat cu tine și în loc să înțelegi, să te zmerești înaintea mea, Dute te din cauza aceasta l-a lovit. Șapte ani de zile nu și-a revenit. Spre sfârșitul celor șapte ani de zile se întâmplă ceva în viața lui Nebucadnețar, ceva pe care el nu experimentase până acum. Fraților, în Daniel capitolul 2 și în 3 și așa mai departe, Nebucadnețar dăduse multe decrete cum că Dumnezeu este Dumnezeul cerurilor. Ordonase ca toată lumea să se închine numai lui. Dar niciodată până acum Nebucadnețar, marele Nabucodonosor, nu cunoscuse pocăința personală. El dăduse ordin la toată lumea. Dar el nu se pocăise. Pentru prima dată în viața lui, Nabucodonosor cunoaște pocăința. Și vă rog să observați că nu o cunoaște ușor, o cunoaște după șapte ani de luptă cu Dumnezeu, în care el, Nabucodonosor, mereu și mereu împinge la o parte pe Dumnezeu, îl dă la o parte, nu vrea să se gândească la el. Șapte ani a durat această respingere. După șapte ani, Nabucodonosor zice că în sfârșit și-a ridicat ochii spre gestul pocăinței lui. Istoria era foarte bine știută de Belșațar, nepotul lui. Foarte bine știută. Și pe el pocăința îl speria. Acum când mezii și perșii erau în jurul cetății și o strângeau din toate părțile, întrebarea era dacă el era dispus să se pocăiască sau nu. știți că pocăința presupune o mare luptă interioară. Nu e ușor să te pocăiești. Nu e ușor să te zmerești înaintea lui Dumnezeu. Nu este ușor să-i dai lui Dumnezeu locul cel din tâi în viața ta. Nu-i ușor. E o bătălie pe viață și pe moarte. Uneori ia ani de zile, alteori nu se întâmplă niciodată. Mulțumim lui Dumnezeu când se întâmplă. nepotul știe soluția bunicului său. El știe că dacă s-ar pocăi, lucrurile s-ar schimba. Între pocăință și revoltă, Belșațar alege varianta a doua. Revoltă. Și semnul revoltei a fost momentul acela când vinul i-a luat mințile în așa fel încât să nu se gândească la pocăință, să se gândească doar la revolta sa și în momentul acela cere ca vasele templului să vină acolo și să le desacralizeze, să le profaneze. Și lucrul ăsta se va întâmpla. Va profana vasele templului. Acum, vedeți dumneavoastră, ne uităm așa în istorie. M Au existat cuceriri de orașe. S-au distrus temple, palate și așa mai departe. Templul de la Ierusalim a fost ars. Distrus. Dar o oarecare, o oarecare doză de respect a fost arătată de fiecare dată când vasele de slujire liturgică au fost luate de la Ierusalim, au avut grijă de ele, s-au contabilizat, s-au stabilit numărul lor și au fost duse și puse în Esagila, acolo, în muzeul babilonian, pentru toate vasele de cult din toate triburile și din toate națiunile cucerite. Era acolo și vasele lui Baal și ale lui. pe cine să mai aducem? Astartea, Baal, Astartea, cele de la Ierusalim. Erau acolo și din Egipt aduse. Erau mulțime de, era o mulțime de vase adunate acolo. În ziua aceea, Belșațar s-ar fi putut gândi la oricare dintre ele. Istoria religiilor este mare, religiile sunt diverse, s-ar fi putut gândi la oricare. El s-a gândit doar la unul, la Ierusalim. A chemat vasele, a băut din ele, le-a desacralizat și în condițiile astea el a declarat război lui Dumnezeu. Frații mei, um, lucrurile au mers foarte bine. Adică nu s-a întâmplat nimic. Nebucad, uh, Belșațar a avut impresia că chiar uh, nu e nimeni acolo care să-i vadă. Până în momentul în care a apărut spre surpriza tuturor scrisul pe zid. Scrisul pe zid. Aș vrea să vă întreb un lucru de o vreme încoace. În uh, în lumea politică și în literatura noastră, scrisul pe zid a devenit o sintagmă din ce în ce mai des folosită. Scrisul pe zid. Ce înseamnă pentru dumneavoastră scrisul pe zid? Dumnezeu a scris pe zid, s-a întâmplat treaba aia, dar atunci încoace am preluat sintagma respectivă și o folosim. Ce înseamnă scrisul pe zid? S-a scris pe zid. Poftiți? sentință finală definitivă. De fiecare, dată, de fiecare dată în istoria lumii, pe segmentele ei, de fiecare dată când Dumnezeu a fost pe punctul să aducă la îndeplinire judecățile sale, de fiecare dată Dumnezeu, într-un fel sau în altul, a scris pe zid. Nu numai la Babilon, peste tot. Dumnezeu și-a arătat judecățile sale. Dumnezeu și-a trimis soliile sale. Spre exemplu, lumea antediluviană, înainte de potop. Unde s-a scris pe zid? Fraților, Enoch spune că le-a vorbit într-o manieră atât de directă cu prinsul soliei sale, îl găsiți în Iuda, în Noul Testament, încât conștiința oamenilor dinainte de potop a fost pur și simplu tatuată cu foc adică toți acei nelegiuiți să fie convinși de faptele lor nelegiuite pe care le a făcut în chip nelegiuit. Există o anumită, o anumită sintagmă pe care, pe care Enoch a folosit-o pentru oamenii de atunci. Pentru că oamenii de atunci să-și dea seama că și ei sunt într-un moment de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Observați, încă o dată, acest trio, faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit. Cine? Acei nelegiuiți. Nu e ușor să treci peste toate aceste lucruri. Apoi a urmat Noe. Corabia pe care Noe a construit-o a fost ceva ce nu poate să fie trecut cu vederea ușor. Adică ușor dai la o parte discursul cuiva, vorbele cuiva. Dacă în cineva începe să construiască un nou fel de a fi, un nou fel de existență. Începe să construiască o corabie și Pavel vorbește ca și chivot. Era un fel de chivot. Când Pavel, când când lucrul ăsta se întâmplă, atunci oamenii nu mai pot să treacă mai departe. În lumea antediluviană găsesc scris în Geneza Duhul lui Dumnezeu nu va mai lupta cu oamenii același, același gând și anume vine o vreme când Dumnezeu se retrage Duhul lui Dumnezeu nu va fi permanent cu oamenii, totuși voi mai sta cu oamenii aceștia, voi mai rămâne cu ei timp de 120 de ani în care Duhul lui Dumnezeu se va lupta cu ei și astfel Dumnezeu Descoperă ceea ce omul n-a vrut să spună și anume că omul se împotrivea lui Dumnezeu în fiecare zi a, vremi, a, a vieții sale. Se împotrivea lui Dumnezeu și era o împotrivire activă, continuă. De ce te împotrivești lui Dumnezeu? Ce ai cu el? Ce se întâmplă? Acolo ajunge istoria noastră. Nu o dată, nu de două ori. Este punctul recurent în care omul ajunge să se ia de piept cu Dumnezeu în mod personal. S-a întâmplat înainte de potop, s-a întâmplat acum, în noaptea de străbălărilor lor, spune Isaia. Credeți că e nevoie cumva de făcut aplicații? Dacă v-aș pune întrebarea, noi, ca și istorie, unde suntem în experimentul numărul 3? Experimentul numărul 1 fiind lumea dinainte de potop, experimentul numărul 2 fiind uh, Daniel, capitolul 5, noi, experimentul numărul 3, noi unde suntem? Ce fel de lume trăim? Care-i preocuparea pentru noi? Cum vedeți? Ce ne interesează? N-ați observat în ultima vreme că este din ce în ce mai mult o preocupare pentru schimbarea identității umane? Omul să nu mai gândească cum a gândit. Trebuie să gândească altfel despre sine, despre lume și despre Dumnezeu. Nu vi se pare că lucrul ăsta se întâmplă? Nu mai știm cine suntem noi. Sigur. Nu mai știm ce este lumea în care trăim. Pentru că nu mai contează. Vrem să o globalizăm. Imperiul acesta al Babilonului despre care vorbim acum se întinde și se extinde din ce în ce mai mult și își pune amprenta pe lumea noastră. E punctul numărul 3. Dumnezeu. Mai știm cine este? Nu vi se pare că este o permanentă preocupare pentru a schimba identitatea? Dumnezeului biblic? Dumnezeul pus alături de pacea mama. Dumnezeul biblic alături de pacea mama. În ultima vreme, Dumnezeul biblic înlocuit cu un Dumnezeu asexuat. Noul tip de Dumnezeu care se propune. din punct de vedere a relației noastre cu El, felul Său de a fi nu mai este lege pentru noi. Dumnezeu este undeva în Univers, acolo, îl recunoaștem, dar noi suntem singuri aici și ne facem lumea după cum dorim noi. Uneori, Dumnezeu mai este confundat cu animalele cu plantele și în ultima vreme cu terra, cu pământul. Dumnezeu este confundat cu pământul. Se numește pământul ca fiind mama noastră. Faptul că Dumnezeu vorbește despre sine eu sunt cel ce sunt de la bun început, și vorbește despre sine ca fiind Tatăl nostru și își dă o identitate foarte puternică în ceea ce privește raportul cu noi, nu mai contează. Faptul că el este numit mama noastră, de asemenea, nu mai contează. Întrebarea mea este, ce avem cu Dumnezeu? Care-i problema? Nu voi răspunde neapărat la aceste întrebări, le voi lăsa cu dumneavoastră, voi încerca să mă apropii de o concluzie. Spuneți-mi, de ce a scris Dumnezeu pe zid în noaptea aceea? De ce? Evident, marcarea istoriei și direcția istoriei lumii noastre trebuia să fie identificată de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune acolo, te-am văzut, te-am numărat, te-am cântărit, te-am împărțit, e gata. Dar în timp ce Babilonul cădea, spuneți-mi, scrisul acela mai avea vreo importanță pentru Daniel. Pentru împărat așa era, numărat, cântărit și împărțit mene mene tekelu farsin dar să nu uitați că Daniel începuse să se roage Daniel începuse să se roage pentru că văzuse din cărți că era timpul când cei 70 de ani se apropie de împlinire și poporul era încă în robie și Daniel începuse să se frământe cu lucrul acesta când a apărut scrisul pe zid mene mene tekelu farsin spuneți-mi ce s-a întâmplat în inima lui Daniel Pentru Babilon a fost sentința finală a căderii lui, pentru Daniel a fost eliberarea. Semnul eliberării, poporul său se va putea întoarce acasă. Din lucrul ăsta a învățat poporul Israel mai târziu, atunci când Cuvântul lui Dumnezeu spune, lucrul ăsta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Acest text are ca bază scrisul pe zid? Actele mântuirii nu se fac prin putere omenească, ci se face prin degetul lui Dumnezeu care scrie pe zidul istoriei noastre, pe zidul bisericii tale, pe zidul sufletului tău, scrie eliberarea. Este extraordinar lucrul ăsta. Se apropiau zilele respective. Când Daniel, în cursul anului viitor, un an mai târziu, ajunge în groapa cu lei, un an mai târziu, Daniel ajunge în groapa cu lei. Pe ce motiv ajunge în groapa cu lei? Pentru că se ruga, avea program de rugăciune și spuneam și aseară, știți, nu i s-a spus să calci o poruncă. Nu i s-a spus să calci porunca a, a câta, a patra. Nu i s-a spus treaba asta. Nu i s-a spus să calce porunca a noua, nu. I s-a spus, știi ce, o lună de zile. Nu poți să nu te mai rogi? Și stau și mă gândesc dacă ni s-ar fi dat nouă porunca aceasta dintr-un oricare alt motiv. Pandemie, nu vă mai rugați o lună de zile. N-am fi zis, bine, o lună de zile, ok, trece ea. Am fi zis așa sau nu? Spuneți-mi, vă rog, de ce Daniel a zis, eu nu pot. Și s-a rugat cum s-a rugat și mai înainte. De ce cauză? Datorită scrisului pe zid, fraților, datorită faptului că nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Sfânt se face tot. Ori el era acolo în genunchi pentru ca să asigure pentru sine, pentru poporul său, pentru realitatea zilor lui, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cum să nu se roage? Cât se mai rugau pentru problema asta în poporul Israel? Câți? O Nu știu câți. Dar cuvântul lui Dumnezeu îmi dă impresia asta că dacă s-ar fi oprit Daniel din rugăciune, lucrul ăsta ar fi contat. Nu știu dacă ca număr, nu știu dacă din punct de vedere al calității, dar ar fi contat. Dacă nu s-ar mai fi rugat Daniel timp de o lună de zile, nu știu cum ar fi fost cu eliberarea poporului evreu. Eu nu vreau să uh, intru în locul lui Dumnezeu, poate că Dumnezeu avea alte, alte mijloace, dar de data aceasta, cuvântul lui Dumnezeu leagă cumva istoric cele două și arată că... Este extrem de importantă rugăciunea lui Daniel acolo. Păi și de asta, până la urmă, Satan se luptă împotriva lui și zice dacă te vei mai ruga, vei ajunge în groapa cu lei. Și Daniel zice, mă duc în groapa cu lei, dar eu de rugat nu mă voi opri. Și ajunge în groapa cu lei. Și ce îmi place mult este textul cu care am încheiat aseară. Vă amintiți? la bolovanul care purta sigilul împăratului pus peste groapa leilor. S-a auzit o voce care zice așa, Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat să te scape. Și asta era împăratul Dariu care vorbea cu Daniel. Împăratul Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, el să te scape. Frăților, aproape că am putea lua această expresie, să o punem așa cum este, integrală, peste zilele pe care le trăim azi. Și întrebam aseară și vă mai întreb acum, care este cuvântul acela extrem de fragil din toată această formulă care trebuie neapărat să fie ținta atenției noastre? Care este acel... De acea expresie, extrem de fragilă. Necurmat! Adică, dați-mi voie să mă întreb și dați-mi voie să vă întreb ca popora lui Dumnezeu, este slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu de calitate aceasta, această calitate necurmată? În timp ce lumea se bate cu Dumnezeu, în timp ce lumea îl împinge pe Dumnezeu afară din, din, din sfera lor de existență și de preocupare, cineva trebuie să-L țină pe Dumnezeu aici, în această lume, pentru ca să se mai salveze cine mai poate fi salvat. Și cei ce sunt responsabili cu aceasta e poporul său. Dumnezeu mai rămâne încă pentru a ține vânturile. Datorită ție și datorită mie. Spuneți-mi vă rog. De ce nu sunt cu tremuri și în, alte parte, în altă parte a al lumii? Din ce cauză? Ceea ce s-a întâmplat în Turcia și în Siria este teribil. Și noi zicem, De ce s-a întâmplat asta? Dar puteți să puneți întrebarea și invers. Dar până acum, de ce nu s-au întâmplat? În alte părți ale lumii, de ce omenirea mai continuă să trăiască în liniște și în pace? De ce? Înțelegeți că Dumnezeu așează pe umerii noștri această nu doar responsabilitate, dar și acest privilegiu de a ne ruga ca Dumnezeu să-și continue mai departe această lucrare de protecție ca să poată să fie salvați cât mai mulți oameni. Faptul că aici este liniște și pace. Vă rog din tot sufletul, rugați-vă ca să continue. Faptul că în alte zone ale lumii lucrurile încep să se clatine, rugați-vă ca Dumnezeu să intervină. Imagini în care un tată ținea printre dărâmături mâna fiicei sale. Decedată. Sunt scuduitoare. Și totuși singurul care împiedică ca lucrurile astea să fie o realitate generală e Dumnezeu. Este singurul care oprește aceste lucruri. În final, aduceți-vă aminte de Cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament care vorbește despre faptul că ar trebui să ieșim din Babilon. Ieșiți din Babilon, poporul meu. Aș vrea să încheiem meditația noastră cu perspectiva acestei ieșiri. Ezra, capitolul 1. Așa vorbește Cir, împăratul Persilor, Domnul Dumnezeul Cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este poporul lui? O întrebare foarte provocatoare, dar și cu o mare doză de amar. Se ajunge, se ajunge, la situația că nu se mai știe cine e poporul lui Dumnezeu. Un, doi. Se ajunge la situația în care toți aceia care încă mai cred că reprezintă poporul lui Dumnezeu trebuie să ia atitudine și să iasă în mod personal. Să știi că nu te va scoate altcineva din Babilon. Va trebui să ieși Dumnezeul lui să fie cu el, să se suie la Ierusalim, în Iuda, să zidească acolo casa Domnului, Dumnezeul lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oamenii din locul acela, să le dea argint, aur, avere, vite, pe lângă darul de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este în Ierusalim. Și iată finalul. A început cu scrisul pe zid. Se va finaliza cu ieșirea din Babilon. Se va termina cu această binecuvântare în care poporul lui Dumnezeu va avea posibilitatea să se reidentifice. Va mai ști lumea încă o dată care e poporul lui Dumnezeu, pentru că se va ajunge într-o situație în care nu se va ști. Se va ajunge în situația aceasta în care va fi nevoie ca tu și cu mine să ne ridicăm pe picioare, nu numai în rugăciune, dar să ne ridicăm pe picioarele noastre în ceea ce privește curăția morală și frumusețea de caracter. Și fac apel la acea definiție a lui Daniel pentru cei ce n-ați fost aseară. Daniel avea un duh înalt. Aceștia sunt oamenii care se vor ridica spunând că sunt oamenii lui Dumnezeu. În căutarea Duhului Sfânt stăm noi aici, în așteptarea Lui, în rugăciunea pentru ca El să vină, pentru ca să poată această biserică să stea pe picioarele ei. Și în timp ce Dumnezeu scrie pe zid sentința acestei istorii, dincolo de zid, să fie un popor gata să iasă. Dumnezeu să ne pregătească pentru asta. Și tot aceia care sunt ai lui Dumnezeu. Să fie gata să-l urmeze. Amin. Amin. Îți mulțumim, Tată, pentru că ne-ai adus să trăim o vreme de ieșire. O vreme de ieșire din Babilon, o vreme de ieșire din încurcătura și din confuzia lumii acesteia către locul unde tu ne aștepți în adevăr, în lumină, în zmerenie, în pace și liniște. Doamne, e durere de jur împrejur. Te rugăm să alini cu Duhul Tău cel Sfânt, cu îngerii Tăi, durerea oamenilor care au simțit ghearele păcatului și care au simțit mânia lui Satan asupra lor. Te rugăm, Doamne, din suflet, ajută-ne însă să ne facem partea pentru ca mântuirea ta să poată să ajungă la ei. Salvarea ta, Doamne, speranța lumii eterne, universul neprihănit să poată să bată la inimile lor și la sufletele lor. Dar înainte de asta, o să ne deschidem noi inima și viața. Și, Doamne, să ne identificăm cu poporul tău care va trebui să se ridice, să ia poziție în zilele acestea, pentru a primi Duhul Înalt și Sfânt al lui Dumnezeu în viața lor. Apoi, fă în stare poporul acesta să fie gata, Părinte, să stea în fața lumii întregi, cu credința lor, cu speranța lor, cu ceea ce ne-ai dat ca cuvânt al tău. Ajută-ne ca toți să putem să beneficiem de chemarea ta de a lumina lumea întreagă. După din noi îngerii tăi care se meargă prin mijlocul cerului. Ajută-ne să înțelegem că e vremea noastră. că e locul nostru. Și dacă mai dormim, pă Doamne, ca aceste evenimente să ne trezească. Prin Domnul Isus te-am rugat. Amin.